Bună, dragii mei, bine ați venit pe acest canal. Astăzi vreau să fac un videoclip de gaming, adică vă voi arăta jocul Clash of Clans și vă voi spune câteva lucruri despre el. Primul lucru este, dacă vreți ca să-l descărcați, cam așa arată poza, se numește Clash of Clans. Acest joc merge pe internet, trebuie să aveți Wi-Fi-ul aprins, că dacă nu vă va merge. Când vă cere ca să-l actualizați, trebuie să-l actualizați, că dacă nu o să vă lase să vă jucați. Acum vom intra pe el și am să vă arăt câteva lucruri. Deci acela va fi primul episod de gaming, partea 1, pentru că voi face și alte videoclipuri. Cam așa începe. Ok. Nu o să vă arăt tot, dar eu o să fac așa. Așa se încarcă. Aici vă scrie câteva lucruri despre el, ce puteți face. Aici scrie Air Defense, adică... niște, nu știu cum să vă zic, las că am să vi le arăt. Aici ce scrie, ok. Cam așa arată jocul. Eu încă nu mi l-am actualizat. Încă este pe iarnă, vedeți, pe zăpadă. Deci, cam așa arată. Acum va începe, așa. Deci acum aici m-a atacat cineva și mi-apare... Că nu a putut să mă bată și mi-a dat plus 26 de trofee. Acum eu voi da ok. Cam așa mi-o baza mea. Acum vom lua mormintele. Vom lua banii. Aici este câmpul, unde sunt sinuții toate trupele. Acesta este un elixir. Aici sunt minele. Aici, pe partea aceasta, aici vă arată mesajele că v-a bătut. După cum puteți vedea. Ok. Eu am bani doar atâția, pentru că mi-am consumat. Elixirul trebuie să-mi adun ca să pot să-mi fac Spell Factory, adică acesta care ține poțiunile. Am casa de 6. Am gardul de 5 și am și un gard de 4. Ca să se facă gardul de 6, trebuie ca să apăsăm pe 75.000 și să facă gardul de cristal. Ok, aici pe partea aceasta m-am arătat. Aici sunt trofeele. Cam așa. Uitați. La 400 de trofee se face bronz, 800 silver, 1400 gold, 2000 cristal, 2600 master și 3200 campion și 4100 titan. Eu deocamdată sunt la silver. Am 1038 de trofee, sunt la partea a doua, după cum vedeți acolo. Mai am puțin și ajung la nivelul 33. Uitați puțin. Mai am, uitați, până la 1550, mai am puțin. Mai am 20 de săruțe din acelea și am strâng la nivelul 33. Aici, unde apare săgeata aceasta, este clanul meu cu care vorbesc eu. Acolo sunt eu, după cum puteți vedea. Ok, și haideți să dăm la clan. Așa, aici este clanul. Liderul este acesta, așa, așa, așa. Ok, să nu ne se șapă, așa. Aici este lista cu prietenii mei. Eu sunt aici. Ok. Și ca să vă puteți băga într-un clan, trebuie să dați aici. Eu am clanul de 2. Aici trebuie ca să-mi repar această spring trap, ok. Cu 500 și bombele. Și aceste baloane, aer bomb. Aici sunt niște decorațiuni. Aici este câmpul și se vede că scrie full. Adică am toate trupele încărcate. Dacă vedeți am și poțiunea aceasta. Deci să vă spun. Aceștia sunt barbarii. Eu îi am de 2. Aceștia sunt arcașii, tot de 2 am. Uriașii, tot de 2. Goblinii, tot de 2.
aceștia scheleți cu bombă, nu știu exact cum se numește, Wall Breakers, ok, ia, nu ia, aceste balloon și Wizard. După aceea vine Healers, nu știu exact cum se citește. Așa. Trebuie să-mi fac baraca de 9 ca să pot să îi iau. Ok, deci fiecare costă așa. 40, 80, 750, 40. Acum se pare că se luptă cineva în War, dacă vreți. Cum puteți vedea. Deci aici se luptă cineva. Da. Ok. Și este foarte ușor să vă jucați. Prima oară va fi simplu. Deci acestea sunt Air Defense. Da. Deci acestea sunt Gold Strong. Eu i-am de 9. Elixirul am de 9. Deci să vă spun, acestea mov sunt elixir și banii sunt gold. Ok, așa aici ca să cumpărăm. Aici ca să cumpărăm, uitați. Prima oară cum va fi fiecare. Nu sunt foarte scumpe. Eu pot pe acesta, dar vreau ca să mai adun bani și după aceea o să-l iau. Unele mai încoace sunt scumpe. Vedeți? Ok, deci eu am casa de 6. Ca să o fac de 7, trebuie să dau 1.000.000, 2.000. Vedeți numărul acela? O să-mi dea acela, nu știu exact ce sunt, să-mi dea regele, elixirul negru, dark brachii să-l ia, încă un câmp, cu o baracă, două tunuri, tank sau așa, bine, un arcaș, tauner arcaș, 50 de gard, o din aceasta, un mortar, două bombe și încă o bombă mai mare. Cam așa va arăta și durează 6 zile. Ok, acolo se face aceasta. Poțiunile. Eu deocamdată sunt la prima, după aceea am să fiu la a doua, la aceasta. Care va mări viața jucătorilor aceștia, la trupe. Ok, acum vreau să vă arăt cum atac. Stați puțin că nu așa. Vom lua elixirul. Acum voi ataca. Vedeți că până acum am făcut 4 stele. Dacă am să mai fac o stea, o să fie la castle, o să-mi dea bani. Costă ca să bați 250 sau ce ca să faci bani la goblin. Eu voi ataca aici. Am să fiu puțin atent la tabletă dacă nu am să... Ok. Acesta este puțin cam mare, dar după cum vedeți are casa acolo și cred că pot să-l bat. Cred că am să încerc aici. Ok, cam așa se luptă. Am să dau șarcașele. Mai am barbarii. După cum mă pot vedea, am dat o steluță. Și dacă iau o steluță, nu o să-mi scadă. Deci, acestea sunt resursele. Trofeele, dacă câștig am să dea 33 și dacă am să pierd am să scadă minus 17. După cum puteți vedea, dacă am stricat casa, automat pot să respir liniștită că am să-mi dea steluță. Acolo îi fur elixirul la acesta. 2 bec z bec z. O să revin după ce o să strice elixirul. S-a deja stricat și m-a omorât.
Îți mai da 55 de elixir negru, de dark elixir, dar eu nu am încă. Și 11 trofee. Bun. Dăm return home. Și după cum vedeți, v-am spus că la 5 steluțe o să-mi dea bani. 80 de elixir, 80 de mii și 80 de mii de bani. Și banii aceia i-am în clan castle, aici. Și jocul este foarte frumos, mie îmi place una. Poate este de băieți, dar mie una îmi place. Acum se încarcă aceștia. Acum îmi încarc trupele, după cum puteți vedea. Și acum am 149 trofee. Acum vom lua elixirul. Acum voi ajuta ca să se încarce trupele. Aici trebuie ca să upgradăm trupele. Da, și cam așa arată baza mea. Cam așa arată. Da. Da, și cam așa arată. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like și să vă abonați la canal. Deci, acesta a fost videoclipul meu și când nu uitați să dați like, să vă abonați la acest canal de gaming. Am să mai fac și alte videoclipuri cu gen așa. Pa!